La mine acasă, pe familie nu mă înțelege. Aaa, iată faptul... Și că luptați cu morile de vânt. Pe loc să aduci acasă un bal întors. Cine a ratat filmul seara matin când la televizor? Deci, în loc să aduci acasă, ei înțeleg așa, să fie palpabil. Vizibă și palpabil, că azi, acum, sau ce altfel zău bâine. Dar ceea ce contribuiți la transformarea societății, pentru că asta e ceva fantastic, ceva ireal pentru că nu e vizibil, nu e palpabil. De aici vine problema. Că noi nu știm că, de fapt, prin implicarea personală, prin tot ce poți tu să faci, ai putea mâine pe mâine să zici, ia uite băi și mulțumit eu, am fost o lună în Hyde Park. Exact. Mai eu mă, să proiectul ăsta l-am făcut eu. Ia spuneți voi o replică despre el. Pe de altă parte, nu, uite, poate că mă gândeam, zic, dacă nu scriam articolele pe care le-am scris, eu m-aș fi simțit mai în pierdere. Decât până acum. Nu te-am fi simțit noi parte din organizație atât de... Dar acum eu cumva mă simt într-un fel realizat. Deci, eu de exemplu, n-au cunoșteam pe Gico în această impostază. Eu știam că... În care impostază? De Cârcotaș au știai numai. Unde se grămădesc mai mult de 4-5 oameni, cei care nu au cât de cât experiență să vorbească, să zicem, în public, el se închide după 10 de... nu știu cum, paravane acolo. E foarte greu să exprime. Până la urmă e o revoluție. Faptul tu ajungi să vorbești. Vorbește în public. Discursul în public, da. Și asta se învață. De asta e pe etapă și din cauza asta nu se sesizează, nu-i brusc. Și mi se pare normal, prin exemplu unui ONG care deja s-a consolidat, are un public al lui, să poți lăsa alți tineri să vadă cum facem noi. Deci comunicatele noastre de presă, faptul că trimitem și în București și în Chișinău același mesaj, pe tineri nu cred că îi descurajează, nu cred că le spune că așa nu trebuie să faci. Deci chiar mie mi se pare foarte dubios faptul că noi nu avem loc în rețeaua asta de tineri. Acum îmi dau seama exact cu Hyde Park, că nu e același lucru. Să treci prin viață tăcând, să nu ne spună nimic ca o nălucă. Și alta e să te manifesti. Chiar dacă nu vezi beneficiu imediat. Să te manifesti, să spui, să ai o reacție la ce le spui. Asta nu-i, nu, văd, poate într-o parte poate pară patetic ce spun. Dar, uite, asta e. Dacă tăceam, că aș fi avut mult mai mult de pe lucru. De înțeleg, mi se părea că zâmbești neîncrezător. Pentru că, bine, asta așa faci. Care e problema? Că te-ai pornit să-i bine cu discursul ăla ecologic. Mine m-a impresionat și atunci mi-a părut rău că nu te-am... Nu ecologic, cu, la un maraton. Cu iepurașe, cu cățelușe. Deci ai avut un discurs la un maraton și mi-a părut rău la un moment dat că nu uitasem de tine să te nominalizez pentru un premiu. Dar păcat că te-ai oprit, pentru că era foarte... A fost convingător și cumva s-a deosebit de restul discursurilor din... respectivul maraton. Vezi ce s-a din suflet? Nu știu, din suflet, ce a fost tematic. A fost ceva deosebit. Nu știu ce te-a dezamăgit, probabil faptul că nu ai fost toată seama, nu te-a remarcat nimeni și atunci te-ai oprit. Îți recomand la viitoare maratoane să fii tu însăți. Adică să spui ce te doare. Nu te uita, poate că mulți s-au strâmbat. Ai mare brânză maraton, aici e vorba de chestii naționale, foarte important, nu știu ce era primul maraton, nu era cu Eminescu, cred că era cu Unirea, probabil, nu mai știu ce. Și tu vii cu ecologie, cu chestii de genul ăsta. Ei bine, tocmai curajul că te-ai remarcat, te-ai făcut remarcată prin discursul care poate părea minor la prima vedere, asta deja e un plus foarte mare. Deci, ți-aș recomanda să continui. Asta înseamnă, într-adevăr, nu nemarea curajului și chestii de genul, dar curajul adevărat înseamnă. Dumneata cine ești? Poftim? Da, dumneata cine ești? Sergei Mărâri, poliție, Crețu, îmi spune. Crețu? Da, arată-le estimație, să văd. Și de ce mă tragi de mâine? Eu nu vă trebuie așa nimic. Dar ce-mi faci? De drum aș nu o să filmez. Când mă filmat, că să exercițiu funcția mă iau. Tocmai de asta. De ce nu-mi permis? De ce în baza care legi? Da, în baza la care legi nu ați mă filmați. În baza dreptului de a filma. În care bază dreptul? Este o lege despre accesul la informații. Care ce accesul la informații? Este accesul la informații? Da. Deconectați camera. De ce? De atâta. Spuneți în baza care lege. În baza care lege dumneavoastră minimă filmați. Eu o să aduc comisarul la Buiucani, Budeanu, familia mea. Așa, în baza care lege minimă. Dumneavoastră în baza care lege minimă filmați. Și filmul. Ce vă? Păi ce-i faci? Sede ministerul. Și-am și dacă e sede ministerul, dar nu scrie nicăieri că e interzis. Dar nu scrie nicăieri că nu-i voie să filmezi. Ce frumos vă purtați cu mine. Bună ziua! Mă închide sau ce e? Dar de ce se închide ăla, că interesant? Și m-a filmat să vină, mă, ce interesant? Dar de ce nu-ți filmă, dacă ești la servici, ești politic? Stâng, mă, bine, stâng. Păi de ce stâng? Domnule! Eu sunt om liber acum! Sunt timp în birou!
Întâi te legi de mine să-mi spui cine ești și de ce mai adus aici. Vin aici în coridor să-ți spun, aici în cabinet. Natale, te nu mi interzici, nu-i ca acolo. Este oameni frumoase, oameni. Dar pe care ești să mă ești. Cum te numești? Strocă. Cum te numești? De ce mi interzici să filmezi, de ce? Că ești la servici. Vă rog frumos, puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Dar de ce mă rugați? Eu nu vreau. Să-mi spuneți pe ce bază mi interzice. Vă rog să puneți camera, sunteți în sector de poliție și nu aveți dreptul să filmați. Unde scrie? Tu cum ești în film? Și ești penibil, rușine. Pentru asta, eu dacă aș fi papuc sau șeful dumitale, te-aș da afară fără explicație. Ai încălcat o grămadă de legi prin comportamentul ăsta. Dar mai ales morală. N-ai voie să mi interziți să filmez. Am tot dreptul. Arată legea prin care poți să-mi interziți. Arată-mi legea că mă filmați. Eu am dreptul că-s cetățean liber, mai ales jurnalist. Eu îmi cer scuze. Ai cap, ai mâini, ai cioare și dacă te pelești la unde ești, la cioare, tot alecuiești, așa-i? Ori la o mână, tot alecuiești. Apașat trebuie asta. Voi sunteți învățat, v-ați învățat schinarea cui, care mâșit. Dar voi trebuie să dați o mână la ajutor, la aici care te uite asta. Ați învățat gratis, ați învățat ea că nepotul meu mâine îți duce la școală, el trebuie să plătească. Dumneavoastră mereu, de a câte oare folosiți cuvântul, că dumneata, că tot trebuie și n-auziți ce spunem noi. Noi apelăm la rățile dumneavoastră. Aud eu politica asta, eu am văzut, știu. Mișcarea... Iată așa e pe-ți, pe-ți pistolul. Îți spune politică, îți spune... Ne puneți scămătării și totuși știți ca nevoie și ori îl poate până îl prinde undeva și ia zile și ca pe iepure. Îl fugărește, îl prinde, luați și pare mie că nimic n-ați înțeles. Îi strângeți documentele, aduceți-le, îmi facem cunoștință și dacă este temei juridic pentru a înainta procedura care e prevăzută de lege pentru soluționarea chestiunii, atunci poftim, eu pot să vă... Pot să vă ajut, să vă reprezint și să vă apără interes. Nu mai suportați cheltuieli cu el. Eu plată nu pretind, eu înțeleg. Că într-așa situație, eu sunt tot că într-așa situație și nu pretind. Iacă când putem într-o să ne ducem? Chiar mâine. Strângeți documentele, poftim. Eu vă faci cunoștință de ce dispuneți și pretențiile care le aveți. Și atunci am să vedem dacă este temei juridic a ceea ce pretindeți dumneavoastră. Am martor cum mă urmăresc, mă asta. Bineînțeles, criminal e criminal, el știe ce se fac, știe ce a învățat pentru asta, să ușidă oameni și nu știe la răspuns. Dacă ești mâna altceva și poți, dați-mi o comisie la fața locului să meargă. Și apă atunci să ne lăbunești un moment de mașă, cu asta te de asta. Am zis, atât care lucruri le-am făcut încă lucrează și ziua de azi, dar și așa și în sat am făcut tot așa. Am făcut și cu ori discutat, am făcut toate ce... Dar dacă nu am vrut și eu cu dânsii, e făcut altă. Un frat cel mai mare a fost cu dânsii. Deci eu am făcut asta, el toată vremea lui, pe rusă eu a fost. Luau dinsii, deci eu încolo, făceau asta. Deci eu nerodul și rămâne cu dânsii. Unde să mă adresez eu? Sunt eu comis la fața locului să meargă ca să vadă ce se face în sat și ala, și criminal și bandiți. Și de ce se duce lumea din țara asta? Îi dau lui Slevăru, atunci că s-o rămân de aia, dar eu am hârtie de liceu. Lucinscu a spus, pleci și după votare, du-te după votare dacă nu-ți place aici. Voronin m-a dus de ziua lui Lenin și spune, o brate, și o grămadiță, o grămadă, e bun? I-a pus pistolet și mă... Din nevoie am fost, am dus cu mine, arătăm și am fost zic în Sibirie, că eu merg, o dat, în general, așa. Ia că la morgă de rămas, eu am martor când mă făgărez, din nou noapte, din ora bănesc și am pușcau și făceau. Așa că, dacă asta, până înțeles, nu asta mai știe niciodată în țara asta. Numai criminalul trebuie. El, dacă spune minciuni, știe a scrie, știe a spune minciuni, știe a tolbura de rodă, eu nu-i bun. Dar dacă aș știe pe-ați carte, dar pământului nu-i trebuie carte, nu-i trebuie poezie, nu-i trebuie să-l îngrijesc. Ca să te hrănească. Dacă o știi piață, ori și toți cărțile mâine și o știi poezie la pământ, dacă am uie toți poezie și asta și pământul ăsta. Pe așa pământul ca asta așa, și pământul ăsta. Vă rămas pe loc și a rămas pe de asta.
Cum era pământul în el? Pământul era pământ, stătea la tata, ca mășul. Nu-i chiar așa. Mai trebuie să mai facem mai mult de atât. Nu sunt situații în care nu putem străim bine doar fiind oameni muncitori și cinstiți, pentru cei din jurul nostru nu sunt cinstiți. Și atunci, noi ce facem? Nu supunem? Nu, trebuie să luptăm. A spus că nu vreți sânge. Nu este neapărat chiar să vreți sânge, trebuie doar să replicați. Pentru că este dreptul meu dumneavoastră. Dacă așteptați să primiți de la ceilalți, nu o să întâmple niciodată. De ce nu găsiți oameni care au aceleași probleme ca dumneavoastră și să-i învingeți pe ceilalți? Nu este o situație chiar atât de fără ieșire. Principalul este să nu așteptați ca cineva să vă dea. Dar de ce să aștept? Eu nu aștept pe nimeni, eu aștept. Poate să mă ajut cineva, cum va așa asta? Unul singur nu poți. Un elefant cât e de puternic, sunt mulți lupți, îl vezi jos și-l mănâncă. Dar asta este adevărul, sunt singur. Și trebuie să vă faceți, ori să vă faceți aleați, ori să încercați să luptați în felul ăsta. Nu o să existe niciun Dumnezeu, niciun nimeni care să vă ajute, doar când sunteți cinstit. Da, dacă ești fost în chele mie, atunci spune altfel. Dar dacă ești cu asta, bun înțeles. Om mustor și dacă mă duci ce-mi tu ai? Om mustor trebuie să muncească până ați dohli. El e rob și trebuie să-i rob. Domnul Bolat, dacă îmi permiteți, ați făcut foarte puțină carte. Este un impediment în calea dumneavoastră? Nu știți cum să abordați problema, nu știți cum să o formulați, nu știți cum să concentrați la un singur subiect. Să găsiți rezolvarea lui, apoi treceți la alt subiect, deci să vă concentrați pe subiecte. Nu știți către cine să apelați în rezolvarea problemei, nu știți funcțiile care le îndeplinește primarul, procurorul, judecătorul, etc., etc. Acum sunt juriști pentru drepturile omului și v-am spus că sunt juriști care lucrează în contul grantului, care nu vă cer niciun banuț. Nu știu dacă ați ajuns la ei, v-am dat câteva repere. Deci, la Promolex ați apelat? Am fost la primărie. La Promolex. La, nu știu ce... Juriști, ați spus că ați apelat la juriști. Am fost la juriști, așa. Am fost. La avocați parlamentari ați apelat? Am fost și acolo, am fost tot nu. Deci, pentru mine... Ei, deodată s-a apuc, deodată s-a apuc. Dacă n-aud și de ăla, gata, ei să... Dacă... Asta, ministerul justiției. Cum să mă duc eu acolo dacă e criminal asta? Și mă trebuie tu în lupt. Că acum nu am un elefant și ne băga în foc. N-am. Pădlește. Mă, dar du-te, dacă știi că locul ăla mă tare. Nu, dar așa du-te și fără ăla și fără ăla. Fără ăla, dacă e chiar miliță și bine zi așa. Și dacă chiar miliță, lasă-l, ajută-l. Mă, ești baristeaz, iau ce mi-a făcut, iau. Ministerul nu, mi-a fermat tătă, ia pun mâna. Mi-a fermat tătă mine. Și m-a aruncat la aeroport, ești iau. Este stabilită procedura de soluționare a litigiilor. Este stabilită pentru cazul concret. Spunem dacă acolo pretindeți la proprietate, cum că adică ați fost lipsit de proprietate, de pământ și așa mai. Este stabilită procedura asta. Și fieți îmblați și să vorbiți unii n-ați vorbit. Dar dacă nu o să mergeți, nu o să mergeți pe calea asta stabilită de procedură, nu o soluționați niciodată. Și ca finalitate să obțineți document. Ia n-ascultați, eu în sat și eu am fost la țântirim. Și acolo a venit, o chemat milița și m-a așteptat. La iaz acolo m-a așteptat și s-o asta. Înțelegeți cum? Eu am avut un loc de un copil, să nu văd copil și ala, iată mă. Dar dacă tu ești așa mare și vorbim, dar de mine ce spun eu de mine? Din spusele dumneavoastră eu înțeles, dar eu nu știu ce a fost. Înainte de aceste evenimente. Strângeți toate documente dacă vreți. Așa că nu dacă fac asta, ei știu cum să... S-a plâns peste tot. De la ziare până la instituții de stat, de partid, de unde vrei, are o grămadă de ațăduli trimise și răspunsuri oficiale venite. Și de la procuratură și de la judecată, de unde vrei, are răspunsuri oficiale. Poate nu are scrisoarea depusă de el, dar are răspuns oficial. Are testamentul părintelui. Și a fraților că casa îi aparține lui. O grămadă de documente doveditoare. Și dacă dumneavoastră, domnule de alături, sunteți expert jurist și vreți să-l ajutați ca noi, haidem împreună, noi avem benzină, găsim o mașină, luăm pe el, mergem într-o zi în sat. Eu am fost pe banii mei săptămâna trecută și am vorbit cu cine am putut acolo. Nu m-am lămurit prea mult pentru că el încă nu s-a lămurit și nu ne-a lămurit pe noi ce vrea. Dar situația e foarte complicată și omul merită ajutat pentru că vrea
și revoltat. De aceea, haideți să ne implicăm să rezolvăm situația asta, care poate reprezentativă pentru toată societatea asta, care simte, îi doare, ar vrea să revolte, dar nu prea știe care e problema, de unde să înceapă, pe cine să dea vina. Alo! Prevederile statutului referitor la deadmire urmează a fi aduse în concordanță cu cerințele menționate. În temeiul articolului 23 din legea privind la societatea obsești, decid 1. A refuza înregistrarea modificărilor la statutul organizației neguvernamentale la Hyde Park și a restitui actele solicitatului. Se anexează 10 fire. Adițional, menționăm că statutul în redacție nouă prezentat pentru înregistrare urmează a fi ajustat la prevederile articolului 66 alineatul 5 al codului civil, care stipulează că persoana juridică nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în eroare privire la forma sa. Of. Serios? Asta duce oamenii în țară. Ia-ți camera aia. Tu vezi că frumează. În primul rând ne dorim ca autoritățile române să ia în calcul faptul că noi existăm și faptul că și noi, ca și ceilalți cetățeni români, avem drepturi. Deocamdată în 2007 avem o situație fără precedent, milioane de cetățeni români nu le se respectă dreptul nici la circulație, nici măcar la trai decent în propria țară și atât, cu atât mai mult că deja procedura de obținere a vizelor devine sufocantă, procedura de obținere a cetățeniei României la fel de stresantă pentru noi și deja în luna iulie nu mai putem tolera procedura asta cu programare online și cu alte evenimente de la consulat. Ai mai filmat, stai de mână. Am încercat să-mi iau statut de refugiat în România. Am fost discriminat în comparație cu africanul, cu irachianul, cu ceva de față. Mi-am moldovean o casă. Trebuie să vii trebuie. Deci, nu se pare că... Încă nu a primit ordine, nu știu ce să facă. Deci, mă vine să... Păi, eu vă rămâiesc situația care este. Nu ai interes, deci nu interesează așa situația. Și, în final, a fost fără nicio judecată, a fost expulzat. Și omule, eu filmez. Ce filmați dumneavoastră? Ce văd? Uitați, vă filmați orașul. Dar eu vreau să filmez orașul încolo. Eu vreau să filmez în partea ție. Omule, n-ai drept să faci asta, nu înțelegi? În asta tot n-ai drept să faci asta. Ce faci? De ce să nu filmez? Filmez mă noi. Dar de ce nu aici, că aici e orașul meu? Da, mă, dar te uleagă, nu se legă. Vreau să filmez! Sunt liber într-un oraș liber, vreau să filmez! Și normal filmați. Da. Ce îmi scuze? N-aveți dreptul să stați aici pe scări. Cine a spus? Obiectul vieții. Vă rog să plecați. Cine a spus? E obiectul vieții. Cine a spus? Cine a spus? Unde scrie că nu-i voie? Arată pe gard, unde scrie că nu-i voie să filmezi? Noi pentru asta suntem cu ceași. Păi da, dar trebuie să fie scris pentru oameni, nu? Eu n-am văzut nimic scris. Bun. Cine filmați? Filmez ce vrea, strada. Poliția, tot. Cine interzis? Și pe ce bază? Ce bază? Deci s-a aflat ambasada Rusiei și se interzis și filmați. Dar nu a fost niciun indicator că interzis. Cine a fost? Păi de ce nu a indicat nimic? Tot ce nu interzis e permis. Într-un stat normal, ce nu interzis e permis. Dar nu scrie că e paza importantă. Sunt nici băieței în verde, mie simpatice, vreau să-i filmez. Dar de ce nu scrie că e interzis filmez acolo? Cine a interzis? Verbal și pe baza cărei legi? Este, vă spun că este ambasada Rusiei și se interzice de filmat. De ce se interzice de filmat? În baza cărei legi? De ce nu-i pus indicator? Eu nu știu cine-i pus indicator, dar vă spun că se interzice de filmat. Bun, ambasada nu mai filmez, dar o să filmez polițiști. Dar dumneavoastră aveți documentele dumneavoastră. Sunt un cetățean liber, de care documente vreți să vedeți? Prințeți documente. Sunt cetățean liber, am buletinul.
buletin de cetățean. Dumneavoastră, cum vă numiți? Lucrim Taban. Taban? Taban. Și dumneavoastră unde lucrați? Nu lucrez nicăieri, sunt cetățean liber. Sunt cineast, regizor de film. Am făcut școală de film la București, la Chișinău. Am prezentat film în festivalul Cronograf. Deci asta e meseria mea, să filmez. Și jurnalist liber. Să se interzice să filmați ambasada. Ambasada nu mai filmez, o să filmez poliția. Deci unde spune că nu am voie să stau aici? Domnul Stan, ia domnul Stan. Și ar trebui să invocați legea. Domnul Bregan, la fel, la fel urcați în automobil. Urcați în automobil. De ce? Eu de ce? Eu cu ce am greșit? Urcați în automobil, toți vezi împreună. Dar eu cu ce am greșit? Dar eu ce am făcut? Eu filmam. Acela-i microfonul nostru. Nu așa, nu poate fi noi. Dar eu cu ce am greșit? Eu nu prea știu cine e vinovat acum. Eu cred că i-am încurcat ceva. Eu nu știu cu mâna cui să ia focul acum, castanele de foc. Băi, mi se pare că băieții ăștia greșesc foarte tare. Da, dar eu nu știu cine greșește mai tare. Eu sunt sigur că greșesc foarte tare. Măcar nu-și dau seama. Își dau seama, că dacă nu-și dădeau seama ne luau și ne liceu, dar acum ei simt că e nasol. Care vreau să rămână fără epoleț. Opa. Deci, care primul rămâne fără epolet? Mai puteți decide acum să ne lăsați în stradă, cred că nu-i târziu. Am spus-o și la acțiunea trecută. Și nu-i târziu. Nu-i târziu să ne lăsați în stradă, pentru că considerăm că greșiți. Și greșiți amar, e scandalos de tot. Cineva va trebui să răspundă pentru asta. Aproape dinți decât părință și idealul totdeauna într-o țară de asta sărăntoacă, unde oamenii practic n-au ce mânca, o să fie pe locul 2. Dar marea majoritate a populației nu o să facă asta. El o să duc unde e cald, unde sunt papă bine, unde are o poziție asigurată pe viitor și nu o să fie batjocorit de nimeni. Da, da, deci asta nu e asta normal. Păi numai martir, dacă revoluția înseamnă martir, eu nu chiar mă dau puțin mai la o parte. Ar trebui să ne canalizăm corect eforturile și să rămânem și întregi după ce ne realizăm obiectivele. După aia să ne mai putem bucura de ele. Nu, și de exemplu, sunt mulți care, dacă nu vor fi granturi, nu vor fi fonduri, vor trebui să lucreze în altă parte pentru că, adică să-și întrețină familia. Respectiv, nu o să mai aibă timp pentru... Vezi că până la urmă, totuși, UNG-ul nu trebuie să ofere joburi, da? Nu trebuie să ofere salarii grase, dar în același timp, granturi sunt necesare pentru o cameră de filmat, pentru tot nevoile este organizației, că nu o să te duci... Necesarul tehnic, este tot necesar pentru a te conecta la internet. Eu, de exemplu, nu-mi permit cu salariul meu să mă conectez la internet. Deci, anumite granturi sunt necesare în cazul în care le poți obține, pentru chestii de gen... Mă rog, sărăcia o fie bună, dar aia e cumplit, poate totuși poate fi evitată. Îți spun, chestii de funcționare organizației eficientă. La nivelul ăsta. Sau să mărești numărul tirajului, da, de ziar. Asta nu e rău, nu? Se distribuie gratis, puteți să vă apropiați și să intrați în posesie. Citiți, meditați, veniți cu opiniile, cu propunerile dumneavoastră, cu sugestii, dar și cu criticile, de ce nu, că să facem și mai bine, să fie un conținut și mai bun. De asta am o dăm o cântare frumoasă care ține la dată, dar să mă susțineți la momentul ăsta. Căci un proverb român spune apa trece, iar petrele rămân. Au fost și neprieteni ce spun sau neîncetat, spun că România e un stat neînsemnat. Pe harta lumii este un stat atât de mic, chiar dacă există, mulți nu știu nimic. Dar toate trecură, căci un proverb român spune apa trece, iar petrele rămân. Adevăr,
ăsta și la țăranul ăsta al nostru conservator. Tot pe drum, pe drum, pe drum, de la Mândră nici de cum.